Mântuitor și Hristos a înviat. Noi venim din nou în casele dumneavoastră cu cântec popular. Astăzi, prezent în emisiunea noastră, este un interpret care colaborează de ani buni cu ansamblul profesionist cu una de pe Someș, un interpret care zilele trecute și-a aniversat ziua de naștere. Prin intermediul televiziunii noastre îi transmitem și noi gândurile noastre bune, la mulți ani, să fie sănătos și să aibă parte doar de bucurie și de împliniri. Bine ai venit, Marian Predescu! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumesc pentru urările frumoase pe care mi le-ați transmis! Ne bucurăm tare mult, Marian, că astăzi, iată, ai acceptat invitația noastră de a fi prezent aici în studioul de la Palatul Culturii. Noi ne bucurăm de câțiva ani de prezența ta în spectacolele ansamblului Cununa de pe Someș și cu siguranță și de acum înainte vei fi prezent la toate spectacolele pe care ansamblul nostru le va organiza de acum înainte. Marian, cum a fost ziua ta? Cum ai petrecut-o? Sincer, a fost puțin diferită față de anii trecuți. În familie, cam puține așa față de cum eram obișnuiți. Sper însă ne petrecem mai peste un timp, așa să zic, că probabil se va mai destinde un pic atmosfera. Să dea Dumnezeu să treacă toată nebunia asta, să venim în fața publicului nostru cu cântecele noastre, dar până una altă te ascultăm cântând, după care revenim cu povestea ta. Sigur că da, cu drag. Făcut crâșmile, mă, să iardă ochincile lumea mea. Cine-o făcut crâșmile, mă, să iardă ochincile lumea mea. Și să-l văd umblând de sculți, că m-o să cadie bănuț lume. Nu pot bea pe datorie, că apoi tăsatul mă știe lume. Și să-l văd umblând de sculți, că m-o să cadie bănuț lume. Nu pot bea pe datorie, că apoi tăsatul mă știe lume. Pe cine-o făcut crâșmile, să-i ardă ochincile? Pe și să-l văd umblând de sculți, că m-o să cadie bănuț. Crâșmărița să rămâie și gin în pahar să-mi puie lumea mea. Crâșmărița să rămâie și gin în pahar să-mi puie lumea mea. Că de dragul ei tădeu până la ultimul leu lume. Da, atâta e de chicleană, nu dă nimic de pomană lume. Că de dragul ei tădeu până la ultimul leu în lume. Da, atâta e de chicleană, nu dă nimic de pomană lume. Pe crâșmărița să rămâie, pe șujin în pahar să-mi puie. Că de dragul ei tădeu până la ultimul leu, mă. Că la crâșmă m-aș duce să-mi dea plată gură dulce lumea mea. Sucă la crâșmă m-aș duce să-mi iau plată gură dulce lumea mea. Crâșmarui cu ochii-n patru să nu ieie plata altul lume. Nici o stare n-o-i avea până nu-mi iau partea mea lume. Crâșmarui cu ochii-n patru să nu ieie plata altul lume. Nici o stare n-o-i avea până nu-mi iau partea mea lume. Slugă la crâșmă m-aș duce, păi să-mi iau plată gură dulce. Crâșmarui cu ochii-n patru să nu ieie plata altul.
unde-i creșmărița dragă, tătă ziua-i ușa largă, lumea mea. Unde-i creșmărița dragă, tătă ziua-i ușa largă, lumea mea. Și de-i vinul adăpat, umblă tare lăudat, lume. Când îl bei te celuiește, creșmărița cuotește, lume. Unde-i crâșmărița hâdă? Ușa cine să-i deschidă? Ei că s-a crește băutura, numai când deschide gura, numai așa. Nu-și dorește ca să poată crește un copil în casa lui. Să aibă cine-ți spune, tată n-astă lume, și tu, dragul tatei, pui. Mare bucurie mi-ai dat, Doamne mie, să mă văd tată și el. Am un rost în viață când îl strâng în brață pe drag feciorașul meu. Mă-ntorc acasă și stăm tăți la masă, ca bărbați povestim. Și-l îndemn să fie om de omenie, bine lume să trăim. Mare bucurie mi-ai dat, Doamne mie, să mă văd tată și el. Am un rost în viață când îl strâng în brață pe drag feciorașul meu. Crește, am și eu nădejde că mi-a fi sprijin la greu. Nu singur pe lume, cât am lângă mine un fecior cum am vrut eu. Mare bucurie mi-ai dat, Doamne mie, să mă văd tată și el. Am un rost în viață când îl strâng în brață pe drag feciorașul meu. Doamne, fă-ne parte doar de sănătate, că n-am grija banului. Nu-ți cer veșnicia, dar fă-mi bucuria să joc și la nunta lui. Mare bucurie mi-ai dat, Doamne mie, să mă văd tată și el. Am un rost în viață când îl strâng în brață pe drag feciorașul meu. Mare bucurie mi-ai dat, Doamne mie, să mă văd tată și el. Am un rost în viață când îl strâng în brață pe drag feciorașul meu. Marian, eu știu că tu nu ai cântat muzică populară, ai cântat muzică folk și muzică ușoară. Am început cu muzica folk
Eram în școala militară și am învățat să cânt la chitară. Asta a fost pentru mine un început, să zic așa. Pe urmă m-am înscris în grupul cultural al școlii, acolo am început să cântăm și alte genuri muzicale, să zic așa. Cu muzica folk am luat un loc întâi la început și asta m-a determinat să continui. Și pe urmă folclorul vine de la sine, așa îl simt. Mi-e drag și mi-a fost drag tot timpul să cânt muzica noastră populară. Maria, rădăcinile tale știu că nu sunt doar la Bistrița. Tu ești și un pic oltean, nu? Tata e din Vâlcea, de la Drăgășani, de lângă Drăgășani, din Lungești. Și mama e de aici, de pe Câmpie, de la Micii de Câmpie. Și sunt născut în Lupeni, Hunedoara, acolo s-au întâlnit și părinții mei. Și ulterior, prin 84, eu știu că am intrat atunci pe băncile școlii, clasa 1, ne-am mutat în Bistrița și aici am rămas. Mama e de pe Câmpie, din județ, de aici, și tata e din Drăgășani. Acum am preluat, sincer, din calitățile vocale ale părinților, ambilor părinți, și mama cântă și tata de asemenea. Acum, la nivelul, nici eu nu pot să zic că sunt la un nivel super ridicat, dar ne place să cântăm. Adică, în familie ne mai întâlnim mai... Zicem și cât eu ore. Foarte bine, așa și trebuie. Poate. Așa și trebuie să... Măcar atâta bucurie avem să cântăm. Să ne aducă pace în suflete și liniște. Și o să ascultăm pe Marian Predescu. Ascultă, om bun, ce spun, tășenei faință nepuțân. Dacă rost în astă lume, dacă știi trăi, e grabă, nu-i bătrâni, măi omule. Cine strânși averi și bani, pierdește-i mai frumoșani. Și să scutură în cărare ca floarea de tei, n-ai de unde să-i mai iei, măi omule. Iubește, om bun, iubește, că vremea să vremuiește. Ușinețe, drag petrece și nu-ți pară rău, să asculți și sufletul tău, măi omule. Oricum n-ai prea mult în lume, dragostea tânără te ține. Lasă grijile de-a moșa, ascultă-ți inima, pune preț pe viața ta, măi omule. Nu uita că în asta lume ești biet călător, nu fi sluga banilor, măi omule. Ca românul n-am aflat, ca românul n-am aflat. Om fai și de omenie și vesit la veselie, și vesit la veselie. Cine-i fiu de românie, pune flore-n pălărie. La greu capul nu și-l pleacă și știe să se petreacă. Unde
unde pune piciorul tăt românuș, cântă doru, tăt românuș, cântă doru. Și tăt focul din inimă, cu câte o doină la lină, cu câte o doină la lină. Cine-i fiu de Românie, pune flore-n pălărie. La greu capul nu și-l pleacă și știe să se petreacă. Român, dacă te-ai născut, să lași urmă pe pământ, să lași urmă pe pământ. Și să rămână în picioare câte-i lumea pe sub soare, câte-i lumea pe sub soare. Cine-i fiu de Românie, pune flore-n pălărie. La greu capul nu și-l pleacă și știe să se petreacă. Cine-i om tot rămâne și grăi numai de bine, și-i grăit numai de bine. Așa vreau să fiu și eu, că nu-s jiță de om rău, că nu-s jiță de om rău. Cine-i fiu de Românie, pune flore-n pălărie. La greu capul nu și-l pleacă și știe să se petreacă. De când-i românul lume, flore-n pălărie își pune. Ori soare, ori furtună, tot își face voie bună. Marian, dar de când a început așa mai serios să cânti? De când ai început să cânti mai serios muzică populară? Cred că prin 2014, zic eu așa, dacă mi-aduc bine aminte, mi-am propus eu de mai multă vreme să mă apuc, vai, ce mi-ar place să cânt, mi-ar place să am, să colaborez cu un ansamblu sau să am niște prieteni cu care cel puțin să-mi găsesc alinare, așa să zic. Și așa a dat Dumnezeu să întâlnesc niște prieteni, Fane Onighiera la ansamblu Balada, Trani Salutări, Sănătate, și alți prieteni care m-au învățat, mi-au arătat cam ce ar trebui să fac, cum ar trebui să fac. De multe ori m-au sfătuit chiar foarte, foarte bine. Orice ai prezentat, tu trebuie să fii tu. Și de acolo am mai învățat, am mai furat, așa e în lumea asta. Și să zic așa, mi-am propus. Atunci mi-am propus că aș vrea să cânt și să fac ceva în sensul ăsta. Atunci cred că am făcut și, după ce am colaborat, odată vreo 3 sau 4 luni, nu mai știu cât, aici la ansamblu, prin 2005-2006, ceva de genul ăsta, eram tare debusolat, așa, nu știam eu cam ce vreau. Fiind și polițist, nu prea puteam activa nici în domeniul ăsta și acum mi-am adus aminte, zic, dom'le, unde pot eu să mă duc sau unde îmi doresc eu să mă duc? Zic, dacă am fost odată acolo, acolo mi-e inima, acolo trebuie să mă duc. Dacă mă primesc oamenii de acolo, mă duc cu drag, dacă nu, asta e soarta, ce să fac? Și am venit, am încercat și am rămas aici, am continuat. Și bine ai făcut, știu că la un moment dat aveai formația ta și cântai la foarte multe evenimente, chiar la nunți, la tot ce... Îmi place foarte mult să cânt, să fiu un mijloc cu oamenilor și... eram la început, nu pot să zic că eram noi foarte bine, dar cu repetiție se face orice în lumea asta. Cam asta e credința mea. Și am repetat, noi ne simțeam bine în mijlocul oamenilor și, ce să zic, și acum am prietenii mei cu care cânt, dar dacă nu se poate cânta, acum mai stăm și pe tușă. Exact, n-ai ce face asta. Astea sunt vremurile acum. Da. Țin minte, la un moment dat erai la un concurs, ai cântat tot muzică folk. Am fost la X-Factor. X-Factor, exact. Da. Mi-aduc aminte, eram
foarte, nu știu cum să zic, ne pregăti, ne aviza, ne nu știam cu ce să mănâncă televiziunea. M-am dus să vedem ce se întâmplă. Aveam prieteni, am cântat pe autocar, ne-am a rămas cu niște amintiri frumoase. Chestiunea e că acolo nu, eu zic acum, recunoscând după atâția ani, m-am dus ca nepregătit în sensul că nu erau piesele nici care trebuiau, dar mie mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Acum, chiar dacă cei de la televiziunea respectivă au dat foarte puțin din cât am interpretat acolo, asta a fost, eu am fost împăcat, m-am împăcat în timp, am zis, domnule, nu s-a întâmplat chiar așa, dar ce să zicem, pe ansamblu, o trebuie să recunosc că nu eram la nivelul A fost o experiență din care am cu învățat, siguranță ai am învățat. Da. Am învățat că oriunde te duci trebuie să fii 100% pregătit, sufletește cel puțin și pe urmă și teoretic și practic trebuie să știi ce ai de făcut acolo. Rămâne de văzut. Ei, am văzut că ai fost și invitatul lui Măruță. Am fost și acolo, da. E acolo cum a fost. Acolo, prin intermediul unei prietene dragi de la noi, de la Năsăud, Anca Muraru, pe care o salut și pe ea dacă ne vede cumva, ea e stabilită în București și mi-a zis, uite, este o emisiune la care tu, fiind polițist, ai putea să participi. Și am zis, mă, sunt de acord dacă... Dacă s-ar putea și dacă oamenii sunt de acord, eu vin. De la Bistrița nu se pune problema. Și așa a fost să fie, zic eu, fiindcă cineva trebuia să participe atunci de 1 decembrie, lumea fiind ocupată, știm noi cum se întâmplă. Dom'le, sunt Alba Iulia, sunt Constanța, cineva n-a putut veni. Și m-au sunat oamenii înainte cu vreo 2-3 zile. Dom'le, poți să vii marți. Și am zis, dom'le, nu știu că încă nu am nici o piesă. Nu aveam piese, nu aveam... Atunci eram la studio. Țin minte că eram la studio în Cluj. Când am făcut prima piesă, ascultă-mă bun ce spun. Și chiar atunci primeam mesaj. Dom'le, nu poți să vii la emisiune. Și am zis, uite, dom'le, cum se întâmplă toate. Și luni am avut făcută piesa și i-am sunat că mă pot duce. Primul lucru când mi-a răspuns domnișoara de acolo la telefon a fost... Nu puteți veni, așa e? Și am zis, ba da, din contră, vreau să vin și pot și vin cu drag. A fost o experiență frumoasă și acolo. Ce să vă zic, să te vadă o țară întreagă, chiar fiind cu prima piesă, deci mă simțeam... Mai să știi că noi n-am avut ocazia să te vedem în haină militară de foarte multe ori. Și toată lumea era foarte, că ai apărut în uniforma militară, da, da, în acea emisiune și toată lumea era încântată ce bine stătea în acea uniformă. Nici în costum popular nu stă rău, așa că, Marian, trebuie să ne mai cânti ceva după care revenim. Sigur că da. Și tânără ca și codru, dorule, domne, cât aș fi de lotru, codrule, că putere aș rămâne, dorule, și n-aș bătrâni ca mâine, codrule. Codrule, dacă mi-ai spune, codrule, cum să fac să fiu ca tine, mândrule, doamna de majofili, codrule, măi, primăvara și-n verze, codrule. Codru binecuvântatorule, nu duce trai cu bănat, codrule. Păsările într-una-i cântă, dorule, dar la un viața îi scurtă, codrule. Codrule, dacă mi-ai spune, codrule, cum să fac să fiu ca tine, mândrule? Doamna de majofilii, codrule, măi,
primăvara și înverzi cu drule. Bradul la rădăcină, drule, și sejarul la tulpină cu drule. S-a făcut și să țin, drule, e mereu tine, rămân mă, codrule. Codrule, dacă mi-ai spune, codrule, cum să fac să fiu ca tine, mândrule? Doamna de majofilii, codrule, măi, primăvara și-nverze, codrule. N-a fost dată omului, dorule, tinereța codrului, dorule. Comandor și-n dragoste, codrule, să-și petreacă zânile, codrule. Codrule, dacă mi-ai spune, codrule, cum să fac să fiu ca tine, mândrule? Doamna de majofilii, codrule, măi, primăvara și-nverze, codrule. Codrule, dacă mi-ai spune, codrule, cum să fac să fiu ca tine, mândrule? Doamna de majofilii, codrule, măi, primăvara și-nverze, codrule. Marian, și dacă tot spuneai de prima piesă pe care ai înregistrat-o la Cluj cu Sandel Filip, nu? Da. Vreau să vorbim puțin despre repertoriul tău. În timp ți-ai mai cules repertoriul, ți-ai mai făcut, nu știu cum, ai reușit. Și te rog să ne spui și nouă cum ai înregistrat și cine te-a ajutat la linie melodică și la texte. Cel mai mare sprijin îl am din partea doamnei Maria Nuță, care mi-a fost vecină aici în Bistrița. Eram vecin, copii, am copilărit cu copiii dânsii împreună, ne cunoșteam de copii. Și după un timp am sunat-o, având numărul de telefon, și tati Mărie, poți să mă ajut cu, uite, vreau să fac o... Da, cum să nu? Cum să... Eu scriu textele și le dau la... Am un prieten la Cluj, dumneavoastră mi-a făcut legătura cu Gabi Danciu. Mi-am făcut prima linie melodică. De fapt au fost trei, știu, atunci, și nu știam cum vor suna, nu știam cum să fac, nu știam, era foarte, foarte greu la început. Și m-am văzut și la studio. Dom'le, trebuie să tragem, uitați, așa trebuie să faceți, asta trebuie să... Am înțeles, eu învățat cu... Am înțeles, facem cum trebuie să iasă bine. Și chiar mi-a plăcut că și dumnealor la studio, domnului Sandel Filip și lui Gabi Danciu, le-au plăcut, știu eu, cam toate așa la un loc, să zic. Dom'le, a avut ce bună. Ziceam, dom'le, oamenii ăștia zic așa, că asta e meseria și trebuie să ne mai și laude, că altfel nu mai mergem la studio, știu eu. Și mi-a mai zis o dată, mi-a mai zis două ori, și la un moment dat am zis, dom'le, poate chiar așa îi... Nu-i destul să-mi placă mie ce fac sau vocea mea sau știu eu. Trebuie să le placă oamenilor până la urmă. M-a ajutat foarte mult tanti Maria în continuare. Tot cu dumneavoastră am colaborat. Și cu domnul Gabi Danciu în continuare am făcut vreo 7 piese, zic eu, până în prezent. Și așa, mie felul, nu m-am grăbit în sensul ăsta, că am zis, domne, nu pot să le fac toate dintr-o dată și mai am și meseria. E destul de complicat să le îmbini și să fii și eficient pe toate laturile. Și atunci trebuie să fiu eficient acolo și aici, cât pot și cum pot. Știu că recent, acum de sărbătorile pascale, ai înregistrat și o priceasnă. Da, da. Chiar Dumnezeu, ai făcut și un videoclip, ai filmat un videoclip. L-am și filmat, da. Mi-am propus de mai multă vreme
treaba asta. De anul trecut, înainte de a începe pandemia, ziceam că trebuie să fac și eu priceaznă, fiindcă de mic copil am mers. Acum nu pot să zic că nu mă duc la biserică, dar de mic copil mă ducea bunica în fiecare duminică la biserică și am rămas cu, în suflet cu credința asta, chiar dacă pe parcursul vieții te mai încearcă unele, altele, le mai lași deoparte, dar asta e, încercările fac parte din viață și până la urmă am zis că e un lucru bun să ne mai aducem aminte și de Dumnezeu și de credință și mai ales fiind în preajma sărbătorilor pascale, am zis că acum e momentul. Și la fel am sunat după Tanti Mărie care a zis, am acum ceva pregătit și zic, o facem repede dacă se poate, că așa. Și m-am dus și la Cluj, am și înregistratul la studio și chiar îmi place foarte mult ce am putut realiza. Doamne ajută! Cu siguranță și cei de acasă s-au putut bucura de videoclipul Pricesnei tale, pentru că noi am dat-o în emisiunea de Paște, așa că cu siguranță cei de acasă te-au putut urmări și au urmărit această priceasnă înregistrată de către tine recent. Marian, știu că nu doar muzică populară ai început să cânti și cântecele altor popoare, nu-i așa? După câte știu eu. Am cântat. Ia spune-ne. Ceva. Cum ai învățat să cânti în alte limbi? Bulgară, spaniolă? Vă spun sincer, treaba asta cu cântatul în alte limbi am mai făcut-o și înainte. Așa. Când am început noi să cântăm Evergreen-uri, zic eu, cu băieții cu care colaboram atunci, Elvis, știu eu, Frank Sinatra, tot felul de piese. Și atunci mi-am mai și reîmprospătat un pic limba engleză, că nu prea exersasem eu așa, dar mie tot timpul mi-au plăcut melodiile din folclorul balcanic. Nu știu de ce m-a atras foarte tare. Am ascultat și partea bulgară și sârbească și îmi plac foarte și armânii. Îmi plac foarte mult și am ascultat din suflet, așa, de drag. Nu că m-ar fi împins cineva de la spate. Și a fost simplu, să zic așa, să pot să cânt și, deși tot timpul am nevoie de textul tradus, să înțeleg ce cânt. Dacă nu înțeleg ce cânt, nu pot să cânt. Și cam asta a fost experiența. Acum, venind aici și la palat, participând la Nunta Zanfirei, un spectacol extraordinar, foarte multe națiuni au venit cu reprezentanți din toată lumea și m-am simțit bine să pot să cânt în limba unui alt popor și oamenii respectiv să te aplaude. Și în ce limba ai cântat, Marian? Până acum, în bulgară, da. În grecește am cântat. Împreună țin minte că da, un festival în Grecia. În Grecia. Acum 3 ani, cred că, da, 2018. Ani, da. 2018, în vara lui, în iunie, pe undeva, era, țin minte. Da. Da, da, foarte frumos și acolo. Spaniolă. Spaniolă. Și celelalte, deci astea au fost în spectacole oficiale și celelalte am mai cântat pe lângă și în alte limbi. Franceza, vreau să spun că nu o știu, deși am cântat vreo două piese și în franceză. Nu am... Franceza o cânta domnul Petru să ia spectacole, așa că nu aveam nicio treabă. Trebuie să ne băgăm noi peste. Așa e. Marian, dacă tu vrei, eu aș propune să ne cânți, nu știu, în limba bulgară, spaniolă, să vedem ce ai pregătit. Din suflet, din suflet o să vă cânt, sigur că da. Să-l avas
Catalina mostră grija Fantanghio e allegria, nascio mi spai alla fiera dell'amor. Solo Dio sfrirà fier d'antare dietro, e è impossibile che pueda aver don. Di tutto il mondo sabe che verrà, ora quando tiene che marciar. Por eso se vuoi essere franco, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. E la tarde soleada de corrida, la gente acclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia viedado español. La plaza con su sola vibra ya, empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se voy a ser franco, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. Entre flore, fantanghio e allegria, nascio mi spai alla fiera dell'amor. Solo Dio sfrirà fiera d'antare dietro, e è impossibile che pueda aver don. E tutto il mondo sabe che è verrà, e ora quando tiene che marciar. Por eso se vuoi essere franco,
Que viva España y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es lo mejor. Por eso se voy a celebrar. Que viva España y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es lo mejor. Marian, tu, cum spuneai, ești polițist și ai absolvit Academia de Poliție. Spune-mi, în acea perioadă ai colaborat cu ansamblul Ministerului de Interne, cu Ciocârlia? Nu pot să spun că am colaborat. Am primit o ofertă de colaborare. Eram prin anul 3 de școală și se organizase un concurs pe școlile, pe instituțiile de învățământ din Ministerul de Interne și am participat la concursul respectiv. Trebuia să facem anumite repetiții înainte de concurs cu orchestra Ciocârliei. Și acolo ne-am cunoscut cu colegii din ansamblu și toți ziceau, vai, ce frumos cânti, dar nu poți să... Și până la urmă am primit o ofertă de la domnul Ionuț Sidău și n-am onorat-o, fiindcă eu vroiam să vin acasă la Bistrița. Deci asta era sufletul meu. Eu am avut ocazia să rămân în București și pe alte linii, să zic așa, dar eu am vrut să vin acasă. Mie mi-era dur de casă cam tot timpul și o cunoscusem și pe soția între timp și ea zicea tot timpul, nu mă duc în București că e prea mare, un oraș foarte, nu știu dacă aș putea trăi acolo și așa am rămas noi lămuriți că mergem acasă la Bistrița și ne-a ajutat Dumnezeu să fie bine. Și n-am rămas, n-am acceptat. Nu știu de ce, acum pe undeva îmi pare rău în viață după ce trec ani și așa zici, uite ce poate ar fi fost frumos să fi făcut. Și ulterior, prin 2012, tot așa participând la un concurs pe Ministerul de Interne, domnul Lupurednic m-a solicitat, ai vrea să vii să colaborezi? Zic, eu vin, dar știți cum e, eu am o muncă foarte dificilă și nu știu cum o să pot să... Și n-a prea ieșit colaborarea tot din cauza muncii, fiindcă eram solicitat în partea asta și nu prea puteam să-mi dau concursul în momentul când eram solicitat și cu părere de rău am renunțat și unii și alții că nu n-a ținut. Poate și distanța asta foarte mare de la Bistrița până la București e destul de mult. Să fugi tot timpul pe drumuri și timpul scurt. Spune-mi, primul tău loc de muncă ca și polițist a fost la Bistrița sau ai primit în altă parte la repartiție? Bistrița. La Bistrița. Înseamnă că ai învățat bine sau cum se zice, că după medie te trimite unde? Dumnezeu ne-a ajutat din punctul ăsta de vedere, da. Am venit la Bistrița, am fost bucuros că am putut să vin la Bistrița. Dintre colegii mei, am un coleg care s-a dus în Constanța, bine că avea, actuala nevastă o avea din zona respectivă, din Ialomița și lucra în Constanța. Alții au venit prin alte orașe ale județului, să zic, și eu am prins municipiul Bistrița și chiar mi-a făcut plăcere că am avut de învățat, era activitate multă, era colectivul frumos. Aveam, așa am prins atunci că era un șef, Pop Cornel, să trăiască sănătate, și dumnealui cânta la chitară și ne-a legat așa un pic. Mai făceam câte o onomastică, mai în timpul liber, mai așa, mai exersam, mai cântam împreună. Țin minte că am organizat un spectacol pentru sărbătorile de Crăciun și eram vreo 3 sau 4 polițiști cu instrumente, chitări, voci. Chiar o suna foarte bine și a rămas cu o amintire plăcută din perioada aia. Da, viața de polițist se îmbină mai greu cu partea artistică, dar am făcut tot posibilul să rămân și
în partea asta, să nu cedezi. Până ce m-am însurat, socră mi-am o lăudat, mă. Până ce m-am însurat, socră mi-am o lăudat, mă. Mă grăia pânsa de bine, că-ar vrea jinere ca mine, că-ar vrea jinere ca mine. Dar pe nimeni n-o întrebat, cât-s eu de blăstămat, cât-s eu de blăstămat, mă. Până ce m-am însurat, socră mi-am o lăudat, mă. Voia soc i-am făcut, până mire m-am văzut, mă. Voia soc i-am făcut, până mire m-am văzut, mă. Tătă-saras mare domn, că lângă muiere dorm, că lângă muiere dorm, mă. La perete când se-nvârte, eu s-ar gard un sat la mândre, eu s-ar gard un sat la mândre. Voia soc i-am făcut, până ce mire m-am văzut, mă. Socru mi-o m-o bănuit, la nimeni nu m-o părât, mă. Socru mi-o m-o bănuit, la nimeni nu m-o părât, mă. Mi-o zis să nu-mi fac de cap, că de el n-am cum să scap, că de el n-am cum să scap, mă. Și-n sa de mai mărgosară, mă-ncuie și dor pe-afară, mă-ncuie și dor pe-afară. Socru mi-o m-o bănuit, dar la nimeni nu m-o părât, mă. Peticul și-a flăsat, tătă bola și-are leac, mă. Tăt peticul și-a flăsat, tătă bola și-are leac, mă. L-am luat jupă socru meu, la mândre unde mărg eu, la mândre unde mărg eu, mă. Două mie și una lui, că nu sunt ma dracului, că nu sunt ma dracului, mă. Socra de mi-a răbănui, pe-amândoi ne-a ropări, pe-amândoi ne-a ropări, mă. Eu nu pui paie pe foc, și cu socra nu mă joc, și cu socra nu mă joc, opșa! Marian, emisiunea noastră a ajuns la final. Dacă dorești să le transmiți celor care ne-au urmărit în această seară, gândurile tale. Vă doresc din suflet să aveți parte de bucurii, sănătate multă, să vă dea Dumnezeu și veselie, că avem nevoie și de așa ceva în viața noastră, și să ne vedem cu bine de câte ori a vrea Dumnezeu să ne vedem, să ne întâlnim. Numai bine! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Eu m-am bucurat de prezența colegului meu, Marian Predescu. Sper că și dumneavoastră v-ați bucurat de cântecele pe care vi le-a cântat în această seară. Până la o nouă reîntâlnire, să auzim numai de bine. Sunt Mărioara Sigatău și vă doresc să aveți o seară frumoasă!